Vă salut, dragi columbofili. Bine ați venit pe canalul Tulbiță Valentin. Astăzi vreau să vă prezint porumbei de reproducție. Suntem în data de 24.06.2020. Marea majoritatea porumbeilor sunt pe a treia seria de pui, unii dintre ei și pe a patra. Aici avem ciocolatii, un pui este vândut, unul este disponibil. Aici avem fiul lui Turbo cu nepoată Turbo, are un pui mic, este disponibil. Aici o avem pe Sara, are doi puișori, amândoi pui sunt vânduți. Aici îl avem pe tata lui 518, 519 și 1929. Tata la mai mulți porumbei de top 10 național. Aici avem masculul de Van den Abel, pe Harry. Aici avem un mascul fiu din campionii mei. El este de 2020, este în pereche cu o femelă neagră de la team grec. Aici este Turbo, este pe ouă. Aici sunt părinții lui Frederico, campionul național 3 ani la demifond, tatălui cu mama, adică cei doi porumbei. El și cu femeia lui sunt doi zburători de top. Aici avem părinții la locul 4 național demifond, locul 1 Aspid, locul 1 demifond, zona Olteniei. Acesta este cel de-al doilea pui. Aici avem masculul 502 de 2015, fiu din campionii mei, 2 ani consecutiv, locul 9 pe țară la demifond. Cu el și cu masculul 518, în primul an la PCPR, a luat cupă națională la crescător demifond. Aici avem un mascul Gaston Van de Vouver, fică din el, anul trecut a încheiat asfond. Aici avem părinții la locul 9 național, are un singur puișor. Aici avem femeia consacvină pe asul Olandei, mama la 518, 519 și 1929. Aici avem un alt fiu din campioni, un super zburător. E pe ouă și el. Aici este masculul 518, nepotul lui Turbo, locul 6 demifond 2017 național, locul 1 demifond zona Oltenii, locul 1 județ, locul 1 club, etc. Aici avem fiu din locul 9 național cu femeia 513, care a fost vândută în China. Ea este o semisoră cu 520, o super zburătoare. Mama ei este campioană. Aici avem masculul de Dirk Van de Bulk. Țin să menționez că am avut o mare ambiție să fac doi fii din acest mascul la fond. Pe data de 20, amândoi au sosit, un fond extraordinar de greu. Masculul, fiul din acest porumbel masculul, mi-a venit cu viteză de 600. Aici mai avem un cuplu de 100% Dirk Van de Bulk. Femela este nepoată Kittel. Aici avem un mascul de Van Rij, un super zburător,
Loc 8, fond. Bistrița, loc 8, loc 11, general Bistrița. Aici avem un alt semifrate cu 520, cu locul 4 național 2019. Aici avem femela de Dirk van de Bulk, în pereche cu un mascul de Klaus Tinecker. Amândoi pui sunt disponibili pentru cei interesați. Aici avem femela de Ganus în pereche cu tata lui Turbo. Are doi puișori. Aici avem femela de Helios în pereche cu un fiu din campioni. Aici avem un mascul 100% petoianuș reprodus în crescătoria mea. Este frate bun cu femela Lady Valentina, locul 9 național, super asiar, din 4956 de kilometri clasați la vârsta de 7 luni. Masculul este în pereche cu o femelă de 6 ori consacvină pe New Laureat. Aici avem un alt fiu din campioni, în pereche cu o femelă de Rolf. Aici avem doi pui superbi din portughezi. Ambii sunt disponibili. Țin să menționez că din acest cuplu am zburat de la viteză până la maraton. Loc 3 general, pui, loc 3 demifond, pui. Super cuplu. Aici, acolo în cadru, avem cei doi albi. Amândoi sunt zburați. Masculul este zburat de mine până în 2019, de 2016 până în 2019 a zburat inclusiv maratonele, are la bază cam 70% van lun. Femela e Arden, 10 angajeri, 10 clasări în 2019. El este masculul cel argintiu cu capul alb, 100% Klaus Tinecker. El este Trestiu, este masculul de Karl Mayer, femela de Dirk van de Bulk, mama la cei doi van de Bulk care au sosit de la fond. Ea este mama la femela cu două locuri de 1 la Columbodrom, cascador loc 1, hotspot 1, loc 1, finală locul 3, as. El este, ea este femela de Chip și Fii 100%, el este tata la locul 9 național, demifond Yarling, tata la locul 1, hotspot 1, locul 1, finală locul 3, as, Columbodrom, cascadorul. Masculul pestrit de aici este masculul care anul trecut a fost locul 6 pe județ la maraton, locul 24 la azi național, a clasat de la 100 la 900 de kilometri. Aici îl avem pe tata la Yarling-ul de anul trecut, care a fost locul 16 pe județ la maraton Yarling. Ea este femela de Dirk van de Bulk, nepoată Kittel. El este un nepot olimpici și alia de aici este fică din campionii mei, din Frederico și Paulina. Ea este Ciocolatia. Femela de lângă ea este femela de Mark Leche, o super femelă. El este un alt fiu din campionii mei, din Frederico și Paulina. Ea este femela de King Kong, mama la masculul care a sosit primul de la fond. La primul fond o catastrofă, unde au sosit foarte puțin porumbei. Ea în pereche cu fiul turbo cu compresor. Este mama și la 510, 10 angajeri, 10 clasări în 2018 la pui. Femela de aici este albastră, este semisoră după tată cu turbo. Aceștia sunt puișorii care o parte din ei sunt vânduți, o parte sunt disponibili.
Ea este mama lui Frederico, campionul național la demifond, o super zburătoare și ea. Femela neagră de acolo este de la bunul meu prieten Marius Constantin, o super femelă, este lovită la aripă. Femela de lângă ea, pestiță, care se bate, este de 6 ori consacvină pe New Laureat. Cam ăștia sunt porumbeii mei de reproducție. Aceasta este crescătoria mea. Pentru cei care i-au spus să mai filmez prin crescătoria la matcă, așa arată crescătoria mea de reproducție. Am 17 boxe în acest compartiment. Din cauza numărului mare de porumbei, am decis să mai bag și aici boxe. Cu siguranță vor dispărea din ele, voi scoate mai mulți porumbei la vânzare în toamnă, pentru că am foarte mulți, am 28 de perechi, voi opri decât 34 de porumbei. El este cuplul de portoghezi, super porumbei. Femela pestiță de aici, după grătar, este femela de Rolf. Porumbeii, părerea mea, după 3 serii de pui, unii după a 4-a serie de pui, arată extraordinar de bine. Deci masculul care cântă acolo este masculul. Deci tatăl acestui mascul este frate de cuib cu olimpica lui Joe Jules, tot pe digreu acestui porumbel. Are în spate numai zburători, inclusiv și el este zburat în Danemarca la Columbodrom. Ea este femela de Dirk van de Bulk, nepoată Kittel, seamănă leit cu el. El este tata la 520, locul 4 național de mifond. Porumbei arată foarte, foarte bine. Femela care este lângă mascul acolo este o femelă de Cubman, o super, super femelă. Cam ăștia sunt porumbeii mei de reproducție. Eu vă doresc tuturor columbofililor mult succes în 2020 și nu uitați, apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!